În unele țări, obligația nu este una formală, dar restricțiile pentru cei nevaccinați sunt de așa natură încât sunt asemănătoare practic cu o obligație. La noi, vaccinarea nu este obligatorie, dar se propune a fi o variantă. Vaccinarea ar putea deveni obligatorie fără ca această obligație să fie trecută în vreun act oficial. Cine a participat la meciurile pentru campionatul european desfășurate la București ar putea depune mărturie despre ceea ce înseamnă asta. Deja în România sunt multe evenimente la care nu poți participa dacă nu ești vaccinat. Nu. Sunt niciun fel. Dacă vrea omul să facă, să facă, dacă nu, nu. Pentru că, uite, noi am avut un prieten de-al nostru de aici. A făcut de două ori vaccinarea și după o săptămână a dat colțul. Nu ar trebui să fie obligatorie, dar oamenii ar trebui să fie conștienți și să fim unul pentru toți și toți pentru unul. Pentru că mulți, nici la ora actuală, nu, deci pur și simplu nu cred că există acest virus. Să se informeze, să citească mai mult, să nu mai asculte în stânga și în dreapta, că la noi bârfa în România e la ordinea zilei. Dacă nu ne vaccinăm, această tulpină acum este dublu mutantă, va fi triplu mutantă și așa mai departe, nici nu vom scăpa. Exact cum am făcut noi vaccinurile copilăriei, dar acelea sunt cu altă problemă și acesta este la fel. Eu mă vaccinez și în fiecare an și împotriva gripei. Așa că e tot ok. Dar degeaba mă vaccinez eu dacă ceilalți, cei mai mulți nu se vaccinează. Trebuia de la început, fiindcă numai dacă se face de la cap-coadă, se poate preveni, se poate combate. Că dacă luăm așa pe sprânceană, pe relație, pe bunicuța, pe unchiul, pe nepotul, nu câștigăm nimic, din contră, câștigă virusul. Și iată unde am ajuns. Ajunsăm în pasul, fie că aruncăm, fie că vândem la alții, adică facem biznița. Că noi așa am fost învățați. Românul se descurcă, se orientează. Președintele țării Klaus Iohannis a venit cu precizări privind o declarație făcută săptămâna trecută prin care a spus că vaccinarea trebuie impusă. Acest lucru a stârnit o polemică în contextul în care în România vaccinarea cu orice tip de ser este voluntară, iar întrebarea care a apărut după intervenția șefului statului a fost dacă urmează să fie obligatorie vaccinarea împotriva COVID-19.